Vorbeam atunci despre dezinformări, știri false, campanii de știri false, bombardamente cu uh, uh, tot felul de uh, uh, manipulări uh, mediatice foarte bine direcționate și, sigur, ne întrebam de ce, de ce prind, cum de prind atât de ușor și nu, nu prind doar în România și cum te poți feri de ele. Și fără doar și poate cel mai. Uh, cel mai la îndemână răspuns, dar și cel mai valabil, e rămânând informat și încercând să afli tu, fără să-ți spună prea mult, sigur, identificând sursa în care poți să ai încredere, că nu poți să filtrezi tot în toată cascada asta informațională, gândești. trebuie să gândești și să încerci să înțelegi mai întâi ce ți se întâmplă, încercând să. să cauți informații, pentru că unele dintre lucrurile care ți se spun <coughs> sunt de multe ori foarte grave. S-a vorbit... S-a vorbit în campania recentă despre niște lucruri unor aberante despre otrăvirea populației, despre alimente, care, despre coși de roșii care poartă nu știu ce otrăvuri și așa mai departe, acuzând Uniunea Europeană. Și sigur că e bine ca unii dintre jurnaliști sau unii dintre formatorii de opinie să urmeze firul acestor acuzații, pentru că, doamne ferește, dacă ele sunt reale, într-adevăr, e un dezastru, e un coșmar. Trebuie să știm să nu mai mâncăm roșiile care au coajă otrăvită. Și chiar e important să știm lucrul ăsta, pentru că nu, suntem tâmpiți aici, dacă e pe bune cu roșii otrăvite, să știm și noi. Dar îți dai seama atunci că roșile nu erau nici măcar otrăvite și că veneau, nici măcar nu veneau din Uniunea Europeană, că veneau din Turcia, că erau, erau niște exemple foarte concrete. Și se înscrie în același registru cu străinii care nu, cărora le-am vândut țara sau care ne fură resursele sau întotdeauna un vinovat care a funcționat acesta, asta vreau să știu. Cum de poate să funcționeze în. în, în Poate că are legătură cu trecutul socialist-comunist sau nu știu. De ce în vestul Europei nu funcționează atât de bine mesajele astea uh, care au legătură cu un dușman imaginar, cu un dușman întotdeauna extern. Mai mult sau mai puțin imaginar, dar întotdeauna extern. Un dușman care nu e de față. Cine ne devine ăla? Uh, de ce nu avem fabrici? Ăla! Și ăla e de obicei foarte departe și nu împarte aceeași naționalitate cu tine de cele mai multe ori. Adică e, e cineva de parte greu de definit, greu de... De ce nu avem școli? Păi pentru că au venit alții și au făcut nu știu ce. De ce nu avem autostres? Pentru că ne-au furat... Nu, de ce nu avem aia? Pentru că a venit Bruselul și a făcut nu știu... E o vrăjbire foarte periculoasă care, bar domnului, te s-a încheiat, dar prinde, prinde în Ungaria, Prinde culmea, în ultima vreme, deși mulți o considerau ca pe o provincie rusească Bulgaria, dar prinde tot mai puțin. Au început să, să scoată altfel capul, chiar dacă, într-adevăr, e un, poate și pe filieră cultural-lingvistică, e o axă între Moscova și Sofia, dar au început să scoată capul, adică au și ei mafia lor, dar nu mai, nu mai pun botul, chiar dacă exprimarea nu e foarte fericită, atât de ușor la, 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 la mesajele astea. România, Ungaria, și alte. De fapt, e curentul suveranist care a prins foarte bine și care are la bază ce? Adică, cine ne trebuie nouă. De ce ni s-a urât, adică urât cu binele, dar în, în sensul real? S-a dovedit, dovedit prin alegeri că majorității zdrobitoare acum nu i s-au urât cu binele, din potrivă. Da? Deci. Și că erau erau niște capete de afiși care, care încercau să direcționeze opinia publică. Psihoza e foarte ușor de indus uh, unor, unor uh, oameni care nu, au, care nu au grila analizei și reflexiei. E ușor de indus. Asta și e, face parte dintr-un manual e. de manipulare, capitolul 1. Da, da. 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 Și aici, în, în, în țărișoara noastră, cred că mai sunt încă sechele grave de pe urma comunismului: frica, frica de autorități în toate sensurile. Că, ok, una este respectul autorității, alta este frica de autorități. Da? E o frică. Autoritățile, în, prin, în principiu, nu pot să facă bine. da. Și atunci e mai bine să nu te pui cu ele. Și atunci, unor oameni care le este în continuare frică, uh, și nu mai vorbesc și de zonele unde sunt și săraci sau foarte săraci, e foarte ușor de indus orice tip de psihoză.